Dacă nu este cunoscută pentru cuvintele extrem de lungi, germana sigur este cunoscută pentru cuvintele greu de pronunțat. Pentru că majoritatea românilor au o dificultate în a pronunța corect literele H, adică CH, care se, în germană se pronunța H, și umlaut, adică E, Ö și Ü. Exersați. München, de exemplu. München. Majoritatea românilor vor spune München. Dar este München. Ei bine, astăzi exersăm 10 cuvinte foarte greu de pronunțat în limba germană. Și primul cuvânt este Streichholzschächtelchen. Streichholzschächtelchen. Al doilea cuvânt greu de pronunțat este Brötchen. Brötchen. Înseamnă pâinică. O denumire în limba germană deseori greu de pronunțat de toată lumea este Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein este un land din Germania. Un alt cuvânt foarte simpatic este Eichhörnchen. Eichhörnchen. Sunt veverițele. Veverița sau veverițele. Că e la fel și la singular și la plural. Schlittschuhlaufen, adică patinaj. Rechtschreibung. Rechtschreibung înseamnă ortografie. Un alt cuvânt simpatic foc este Quietscheentchen. Quietscheentchen înseamnă acele rățuște din cauciuc care scârție, pe care le folosesc copiii în cadă. A, și fiți atenți acum, pentru că avem un număr lung. 555. 555. 555. Și ultimul cuvânt, cât de cât greu, este Rührei. Rührei. Și înseamnă omletă. V-au plăcut exersațiile? Și stați să vedeți că o să vă mai arăt niște exemple de oameni care au încercat să le pronunțe. Dacă vi se pare util ceea ce vă predau în aceste lecții de German is cool, abonați-vă la canalul meu de YouTube și nu ratați niciunul dintre viitoarele episoade. Fünfhundert, fünfhundertfünfzig. Asta este un cuvânt, deci un singur cuvânt care are lungimea asta incredibil. Și Schlittschuhlaufen. Cred că al doilea a fost mai bine totuși. 555. Brötchen. Rechtenbreibung. Kittenstechen. Stecken. Aici cred că mai la mișto este un cuvânt absolut imens. Fuchten, wuchten, fuchten, wuchzing. Brochten, brochten, bochen, ken, bochen, ken. Schlitzen, schlitzen, fluschen, schlitzen. Și stress, golzen, schacken, ken. Îți mulțumesc! Rechtschreibung. A început. Quietschätzchen. Doamne ferește, cum sunt ăștia, mă, romantici, măi, Sonia? Te rog frumos să-mi explici. Și următorul este grav. Fünfhundertfünfzig. Doamne ferește. Următorul e mai miscuruț, mai așa. Brötchen. Schlitzschuhlaufen. Streichholzschächtelchen. Streichholzschächtelchen. Brötchen. Schlittschuhlaufen. Schlittschuhlaufen. Recht. Schreibung. Rechtschreibung. Rechtschreibung. Kietschenstein. Fünfhundert. Fünfhundertfünfzig. Primul. Frucht. Mă iertați. Al doilea. Recht.
Rechtschreibung. Rechtschreibung. Melodios. Al treilea. Kitchen. Kitchen. E bine. Al patrulea. Fünfhundertfünfzig. Brötchen. Ușor, că am mai stat și eu prin Banada, totuși primii 18 ani. Și mai avem două. Schlittschlaufen. Schlittschuhlaufen. Și ultimul. Schreichholzweg. Streichholzhechchen. Haide. Deci ăsta este, deci Streichholzhechchen. Am zis bine, nu? Te pup.